resursa de la adresa mea diocesinfo are un scop de a alcătui hărți de distribuție și ilustrații pentru toate speciile care apar pe teritoriul țării noastre. Wow! Asta este un scop imens. De aceea am pus în paranteză ideal. Infrastructura poate să înghită așa ceva, depinde însă de volumul de muncă care este introdus în așa ceva și asta se poate face numai cu activarea unei comunități care să participe la construirea și să beneficieze de pe urma existenței acestei resurse și consider că este absolut necesar dezvoltarea unui spectru de aplicații software care să motiveze și să ușureze realizarea acestui deziderat. Cui este dedicat acest mediu online? Pentru toată lumea, practic. Aș spune atât pentru persoane dezinteresate, care nu au nicio legătură cu biologia, deci iubitorul de natură, cel care face pentru divertisment, just for fun, lucruri, dar și pentru specialiști, pe care eu personal îi pun în două categorii, entuziaști sau amatorii, care uneori se dovedesc a fi de foarte bună calitate, și profesioniștii, cei care își câștigă existența dintr-un domeniu înrudit cu cu activitatea acestui mediu. Câteva cuvinte despre arhitectură. Bineînțeles, fundația acestei resurse este o arhivă. O arhivă care nu este altceva decât o bază de date relațională, având ca tematică principală viața sălbatică și peisajul natural din România. Și în această arhivă se stochează obiecte digitale, care pot fi de foarte multe feluri, deci a evoluat enorm de mult în decursul anilor. Deci pot fi imagini de organisme, peisaje, observații de organisme care sunt de separat de imagini pentru că sunt doar informații despre prezența unei specii și alte calificative, citații de nume de organisme, nume științifice de organisme, nume comune, literatură și așa mai departe. Aproape fiecare imagine care este introdusă în bază de date are asociate date despre localitate, aceste informații regăsindu-se pe hărțile de distribuție ale speciilor. Sursa informației, bine, ideal ar fi orice. Putem departaja în două categorii. Observații și imagini provenite de la comunitate, care este implicată în dezvoltarea resursei. Acestea sunt, în general, nepublicate în literatura științifică și observații, citații de nume științifice și nume comune care apar în literatura științifică. Pentru imagini, acest mediu este un pic special față de alte proiecte care probabil ați întâlnit online. Nu se impune anumit tip de licență, deci cine participă deține, are toate drepturile și poate emite un tip de licență pe care îl preferă. Deci este foarte, foarte relaxat. Suntem de principiu să acordăm libertate tuturor și deci este decizia celui care participă. Există posibilitatea ca acest mediu, această arhivă, să fie folosită în scop strict personal. Deci datele să fie vizibile doar autorului datelor respective. Nu ne interesează, probabil, la un moment dat, când informația va ajunge la anumită maturitate sau când datele sunt publicate, ele vor deveni accesibile și altora. Datele exacte despre localitate și coordonatele geografice sunt ascunse. Deci, ele pot fi eliberate publicului sau unui număr restrâns de participanți la dorința autorului datelor. Deci, asta există o departajare. Fiecare personaj are anumite pretenții și noi dorim să acomodăm dorința de protecție a datelor de la foarte deschise la foarte închise. În mod obișnuit, atunci când intrăm într-un portal online care are o bază de date în spate despre biodiversitate, fotografii, există un motor de căutare sau o pagină, un formular de căutare, introducem datele, formularul ăsta poate fi mai mult sau mai puțin complex și după aceea, când am găsit ce ne interesează, vedem o pagină de detalii. În arhitectura resurse de la MyBiosysinfo există o componentă specială care se cheamă blogosferă și care permite ceva mai mult. Adică obiectele digitale, în speță, imagini, observații care sunt în bază de date, pot fi reutilizate, reîmpachetate sub diferite forme, în diferite materiale sau pagini.
Deci blogosfera este suită de pagini interconectate între ele după diferite criterii, iar materialele din aceste pagini sunt extrem de diverse, putând fi jurnale de călătorie ordonate cronologic sau informații bogat ilustrate despre o anumită zonă geografică sau despre un anumit organism interesant. Bun. Ce este original pentru blogosfera, pentru paginile din blogosfera, din MyBiosis, este aceea că există o conexiune între arhivă, deci dintre baza de date și paginile respective. Deci, imaginile care le veți vedea în materiale nu sunt pur și simplu fotografii puse în text ca să arate frumos, ci sunt documente riguros organizate după criteriile unei baze de date relaționale. Deci, în partea dreaptă, vedeți un crop dintr-un astfel de material în bloc, în care aveți imagini care sunt stocate în bază de date, galerii de imagini pentru zona respectivă care a fost tratată. De exemplu, aici avem 349 de imagini, numărul lor poate să crească de-a lungul timpului și toate, fiecare imagine de aici are legătură la pagina de detalii a observației respective, se pot obține informații mai serioase. Blogosfera este și locul unde membrii activi pot să să devină originali. Deci, de aici, în acest loc, ei pot să se departajeze. Dacă nu le place cum arată site-ul, nu le place design-ul, vor să fie mai, să-și prezinte logo-ul personal, să aibă imaginea personală, aici este locul în care ei pot să se afirme și, deci, au oarecare libertate în a se organiza. Câteva cuvinte despre interfață. Interfața este împărțită în două componente majore. Una este NDOR, care e o abreviație ce vine de la Nature Digital Object Repository, și MyBiosis. Deci MyBiosis este o aplicație care e mai sofisticată și permite operații mai multe. Despre NDOR. NDOR este interfață publică. Nu necesită autentificare, deci oricine intră poate să facă. Am primit de-a lungul timpului reclamații, de ce nu pot să intru să văd pagina feciilor, trebuie să mă loghez, de ce să mă loghez. Nu sunt chiar de acord, pentru că uneori informațiile sunt senzitive, alteori, de exemplu, nu trebuie să vă dau alte exemple, mergeți la Facebook, dacă puteți să vedeți ceea ce alții nu vor, atunci sunteți hackeri, nu? Deci, nu necesită autentificare, am relaxat un pic. Funcțiile însă de căutare sunt limitate, fără posibilitatea de a edita date sau interacționa în comunitate. Normal, dacă vrei să interacționezi în comunitate, îți trebuie să spui cine ești și cam ce afiliația nu este obligatorie. Aceste pagini sunt de asemenea indexate de Google. Deci sunt de Google sau de alte motoare de căutare, deci sunt search engine friendly. Pagina, în partea stângă aveți o imagine, un screen capture la o pagină tipică, a unei pagini de detalii imagini, care conține imaginea desfășurată larg, sub imediat sunt link-uri la alte imagini din aceeași observație, o observație poate să conțină una sau mai multe imagini, informații despre numele științific, cine a determinat, numele comun, clasificație, autor, copyright și informații despre localitate. Harta care o vedeți în această captură este renderizată, cum se spune, imediat. Deci în momentul în care cineva va introduce un nou punct al speciei respective pe hartă, va apărea în această pagină fără prea multe complicații. În partea de jos avem link-uri la alte imagini din aceeași specie și dacă imaginea respectivă a fost introdusă într-un material de blog, atunci blogurile respective apar prezentate. În acest caz, imaginea a fost inclusă într-o galerie a unui material care este inclus în blogarii protejate, note botanice, precum și într-un blog personal. Deci este posibil în blogosferă să existe și bloguri personale. MyBiosis, în contrast, este o interfață sofisticată care necesită autentificare, emulează interfața unui sistem, unui desktop,
Deci e o formulă familiară pentru majoritatea utilizatorilor de sisteme de operare PC. Deci este organizat în ferestre, bară de sarcini, toolbars, menu, desktop. Deci, în general, feeling-ul ar trebui să fie pe acolo. Bineînțeles, mai este de lucru pentru a-l face 100% compatibil, 100% similar, dar nu este aceea intenția mea. De ce am făcut așa? De ce am ales acest tip de prezentare? Pentru că arhitectura sistemului permite includerea unui număr nelimitat de aplicații care pot fi folosite concomitent în aproape orice combinație. Deci, vreau să trecem un pic mai departe de a afișa fotografii, a copta fotografii și a ne bucura de ele. Aici ar fi locul pentru un număr de aplicații prin care resursa să fie pusă la lucru. Interfața poate fi personalizată și este locul, bineînțeles, unde se pot edita date și unde se poate interacționa în comunitate. Dezavantajul este, în ghilimele, este că nu este indexată de Google sau de alte motoare de căutare și asta cred că se înțelege din cauza organizării, din cauza că acolo avem nu numai pagini de internet, ci și aplicații și pot să existe informații senzitive. Un exemplu tipic de activitate în acest mediu este acela de la care am pornit inițial. Caută imagini și afișează detaliile despre această imagine. Vedeți acele două module în două ferestre distincte care pot funcționa independent unele de altele. Deci, în partea stângă aveți motorul de căutare în care puteți căuta la nesfârșit fără ca să se schimbe ceva în partea dreaptă. Fiecare fereastră are propria sa istorie. Dacă în pagina de browser, deci în browser aveți o istorie a paginii, aici avem o istorie a fiecărei ferestre în parte. Deci, teoretic, putem trece prin toate sesiunile de căutare care le-am făcut la un moment dat și în partea cealaltă putem trece prin toate imaginile sau obiectele digitale pe care le-am vizitat. Aici aveți o captură doar cu scop demonstrativ să vă arate că mediul poate trece dincolo de fotografii. Deci, eu văd aici 10, poate sute de aplicații care pot fi dezvoltate. Este un exemplu care avem un motor de căutare pentru imagini de habitate, de peisaje, un explorer de hărți, un generator de hărți raster și o cheie de terminare. La cheie de determinare pot fi 10 de tipuri de chei, de modalități de determinare. Am deschis meniul să vedeți că în meniu pot intra foarte multe aplicații și, deci, acest mediu este continuă dezvoltare. În MyBiosis există, bineînțeles, module de socializare. Socializare e foarte important atunci când se construiește o resursă. Îmbunătățește atât ritmul creșterea bazei de date, cât și calitatea datelor. Ca să poți să, de exemplu, dai o părere față de o determinare, este ceva deosebit, pentru că se certifică că un anumit organism este bine determinat. Aici, între aceste module, avem un modul profil personal, un modul pentru forum. Forumul este destul de activ, peste 10.000 de imagini, peste 10.000 de mesaje în forum. Bine, sunt altele mai animată, dar eu zic că pentru domeniul și scopul care am pornit inițial este o realizare. Un modul de chat în care se poate interacționa fie public, fie pe canale de comunicare cu persoane pe care le selectez între prieteni. Deci acest sistem are și o variantă de a lega prietenii cu membrii din comunitate și are și un sistem de notificare în care ești avertizat dacă există un mesaj nou în forum, dacă cineva te abordează pe chat, dacă există ceva știri noi sau dacă cineva îți cere o legătură de prietenie. Revin la oameni, la oamenii care sunt implicați și potențial ar putea fi implicați în dezvoltarea acestei resurse. Această resursă are
poate aduce avantaje sau poate aduce ceva fiecăruia dintre cele trei tipuri de participanți. Pentru cel dezinteresat care face de divertisment, participă de divertisment, are ocazia să participe la construirea unei resurse utile. Practic, fiecare ieșire în natură, aproape fiecare ieșire în natură, ne aduce un album de fotografii. În albumul acela de fotografii există imagini. Pe o floricică, pe un animal, pe o pasăre. Acele fotografii se pot traduce în puncte de distribuție pe hartă. Acest tip de utilizator își poate forma ochiul pentru a descoperi o lume cu totul nouă de care nu era conștient. Și ce vreau să spun aici, dacă inițial într-o excursie mergi și faci o fotografie la o floare și te bucuri cum arată, prin interacția în comunitate poți să înveți la ce trebuie să te uiți ca să fotografiezi acea plantă să poată să fie bine determinată. Deci există un proces de educare a oamenilor. Și asta se realizează prin faptul că persoanele de acest tip interacționează cu persoanele entuziaste, cu persoanele care sunt specialiste și, de ce nu, unii dintre ei se pot transforma metamorfoza în a doua categorie. Am avut un caz de genul acesta, un tânăr de pe băncile liceului care a trecut spre biologie bine de tot și știe în ce direcție vrea să meargă. Pentru celălalt tip de personaj, specialistul, entuziastul și profesionistul, de data asta i-am pus împreună, pentru că presupun că și profesioniștii sunt entuziaști, nu toți, dar un procent dintre ei, aceștia au ocazia să participe la construcția unei resurse, dar de data asta în interesul lor, da? În domeniul lor de activitate. Își pot populariza activitatea, își pot publica activitatea în pagini personalizate sau chiar în aplicații web personalizate, fără a consuma resurse adiționale de timp și de bani. Pot organiza colecții, galerii virtuale, tematici, pe diferite tematici de taxonomie, de regiune geografică, își poate face managementul datelor personale, datelor observate în natură, sau poate obține date interesante, noi, de la alți membri. De exemplu, în această comunitate poate exista persoane care, dezinteresat, ies în natură, fac fotografii pe plante sau pe nevertebrate, pe fluturi, iar acele fotografii se pot dovedi foarte importante pentru că aparțin unei specii noi pentru România, care n-a fost înregistrată niciodată pentru România, sau unei specii invazive. Avem deja cazuri din acestea în care personaje la noi în site au fost descoperite pentru noi, menționate pentru prima dată, registrată pentru prima dată o specie pe teritoriul României și după aceea un specialist a luat observațiile, bineînțeles cu acord, și au fost publicate în literatură de specialitate. Un alt aspect pe care majoritatea când se gândesc la specialist, specialistul este, cum să spun eu așa, the magic man. El le știe pe toate. El este foarte bine pregătit în orice domeniu. Taxonomia, care se ocupă cu clasificarea și cu categorisirea organismelor, este vastă. Arborele vieții este imens. Da? Nimeni nu poate fi specialist pe orice. Da? Uneori, pe un grup de organisme, de insecte, un singur om se ocupă de o familie sau chiar de un gen toată viața și nu ajung să-și facă treaba până la capăt sau cum trebuie. Da? Ei bine, aici, în acest mediu, datorită existenței legăturilor dintre oameni, se poate obține expertiza taxonomică pe grupele de organisme pe care specialistul nu le cunoaște. Se întâmplă așa ceva. Sau, vă dau un alt caz, ecologii. Da? Ecologii nu sunt taxonomiști, vor să facă un studiu, au nevoie de o confirmare a determinărilor și aici ar fi un loc extraordinar pentru așa ceva. Am avut cazuri, am lucrat la un moment dat în Statele Unite și am avut un caz în care ecologii care au adunat material biologic de pe o zonă au clasificat organismele nu în genuri diferite, dar chiar în familii sau ordine. Deci foarte, foarte eronat. Și a avea mai mulți ochi pe aceeași observație este un lucru bun.
aș putea introduce aici chiar și observațiile pe grupul pe care îl stăpânești. Deci dacă ai un organism care zici că l-ai determinat foarte bine, bine, te poți înșela. Aici se poate corecta în publicat, pe hârtie. Dacă ai făcut o greșeală, nu se mai modifică. Trebuie să faci o altă publicație ca să-ți corectezi sau să taci din gură și să treci mai departe. Da? Și, bineînțeles, ar fi un mediu extraordinar în care oamenii ar putea interacționa în diferite proiecte și să dezvolte subproiecte sub această infrastructură. Și cu asta, vă mulțumesc pentru atenție.